Ce pățiști, mămică? Mi-e rău. Păi de? Ți-a dat să mănânci mult, ți-a dat să mănânci repede, ți-a dat să bei, nu te-a lăsat nici să te odihnești? Asta pățești. Eu sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0, locul din online în care toate informațiile sunt validate medical și explicate pe limba ta. Și o să afli de data asta toate lucrurile pe care atunci când le faci, stomacului tău deloc nu-i sunt pe plac. Am bănuit eu. Mulțumesc. Ți s-a spus când erai copil să nu vorbești la masă? Păi ți s-a spus cum să nu. Da, și în ziua de azi îți merge melița când mănânci. Păi crede în sinea ta că folosești timpul eficient dacă faci două lucruri deodată. Ești foarte tare. Faci trei lucruri, nu două. Mănânci, vorbești și îți creezi probleme digestive. Multă lume se plânge de arsuri la stomac, de constipație, de reflux gastroesofagian, de balonare și de gaze slobozite în natură, pe din dos sau chiar pe gură. Una, două, omul se gândește ori că a mâncat până a crăpat, ori că ceva bine nu i-o fi picat. Sigur ar putea fi și asta adevărat. Dar mai sunt și alte tâmpenii pe care oamenii le fac și după aia se plâng de probleme la stomac. Să le luăm pe rând pe toate, ia mai dă-le în spanac! Am ordonat! Râs! 1. Mănânci prea mult. Cât de mult este prea mult? Suntem diferiți și ca urmare avem nevoie de cantități diferite de mâncare pentru a ne simți sătui. Prea mult, asta nu are neapărat legătură cu cantitatea în sine, pentru că n-ai cum să bagi în stomac mai mult decât încape în el, nu? Prea mult ăsta înseamnă că introduce alimentele în organism mai repede decât poate să le proceseze sistemul digestiv. Presiunea pe care o pui asupra intestinelor și tractului digestiv îți va răspunde cu balonare, reflux acid gastric și regurgitare. 2. Mănânci prea repede. Nu mănânci mult, dar să ferească Dumnezeu ce viteză poți să ai. Bagi la maț cu nesaț, înghiți și aer. Păi zici și tu cine e fraier? Nici nu apucă bietul stomac să se extindă, să accepte ofranda. Și te mai mir că te-ai balonat, că respiri greu și că inima îți bate neregulat. Da mă și mir cum de nu te-ai înnecat? Mănânci noaptea târziu. Atunci când mănânci foarte aproape de ora de culcare, fie că e o masă toată regula sau doar o gustare, peste noapte o să te zbați ca un vârcolac că se întoarce mâncarea în esofag și treaba ta, dacă îți place să înduri de bună seamă acele arsuri. Și ca în fabule avem și o morală. Ți se trage de la poziția orizontală. 4. Bei prea multe lichide în timpul mesei. Nu contează că e apă, ceai sau orice altă băutură. Dacă obișnuiești să consumi lichide în timpul mesei, efectele sunt aceleași ca atunci când mănânci prea multe alimente. Adică balonare și reflux. Bea și tu între mese. 5. Obișnuiești să consumi băuturi carbogazoase. Băuturile carbogazoase sunt neîntrecute când e vorba de a provoca balonare și de a scoate pe gură sunete respingătoare. E a stomacului fățișă răzbunare. 6. Mesteci gumă. Ce-o ține guma gura ocupată însă atunci când este rumegată? Înghiți și aer totodată. De asta te simți veșnic balonată. În afară de asta, guma de mestecat conține un aditiv alimentar, E171, dioxid de titan, care poate provoca inflamații în intestin. Din fericire, Comisia Europeană a adoptat acum în ianuarie o interdicție de utilizare ca aditiv alimentar a dioxidului de titan, interdicție care va intra în vigoare din vara acestui an. Pam, pam. 7. Consum prea mult alcool, se aude? Da. Nu știe să bea. Și numai cine cinstește băutura, numai ăla poate ierta omul de păcat. Nu suflăm o vorbă despre cât de dăunător este alcoolul pentru organism și câte probleme de sănătate poate să provoace. Ne referim aici strict la sistemul digestiv, mai exact la stomac. Dacă nu e nimic rău să bei ocazional, se aude? Nu. Un pahar de vin sau un cocktail a face din consumul de alcool o activitate cotidiană, este pentru stomac fix prohodul în strană. Prea multă băutură poate fie să ducă la ulcer, fie să împiedice vindecarea unui ulcer existent. Bea, ca să ai curaj. 8. Face abuz de antiinflamatoare și analgezice. Te doare măseaua, cap, spatele, burta, imediat iei o pastilă. Absolut, uneori chiar e necesar să iei o aspirină sau un ibuprofen. Dar să exagerezi cu administrarea lor este metoda de succes,
să-ți treci ulcer în palmares. În palmares, am zis? Da. Stop! Să-ți treci ulcer în palmares. Hales bules, de stomac praful s-a ales. 9. Fumezi, fumezi. Stomacul vorbește. Te implor să încetezi. Nu te poți lăsa așa dintr-o dată. Mie chiar un doctor mi-a spus că e o mare greșeală să suprim fumatul brusc. 10. Folosești îndulcitori artificiali. Dacă ai schimbat zahărul cu îndulcitorii artificiali ca să nu te îngrași, ce mai țeapă luași? Și după ce că n-ai făcut nicio scofală, mai dai de pământ și cu flora intestinală. 11. Consumi fructe foarte dulci. Ești una dintre persoanele deja predispuse la formarea de gaze și balonare? Păi atunci lasă-te de fructe dulci. Refugiază-te în cele cu un conținut redus de fructoză, cum ar fi bananele, fructele de pădure și citricele. 12. Ai un nivel... 12. Ai un nivel ridicat de stres. Am zis că... Stop! 12. Ai un nivel ridicat de stres. Am zis că enumerăm acele obiceiuri pe care, dacă le ai, îi faci stomacului viața grea, iar stresul este altceva. Dar trebuia amintit și el că așa îți mai poți explica de ce te lovește câteodată constipația, diareea sau indigestia. Niște cercetători au descoperit că atunci când este într-o stare de permanentă îngrijorare, microbiota intestinală se modifică până la punctul în care imită starea intestinală a unei persoane care are o dietă bogată în grăsimi, deși tu nu le consumi în exces. Deci, fără stres, dragă, fără stres. Noi am venit aici ca să ne deconectăm, adică să ne odihnim. 13. Nu te odihnești după ce mănânci. Nu că ar fi mâncat o activitate care te stoarce de energie. Dar dacă stai să te gândești cine a inventat siesta, puteam să jur că grecii, dar și că spanioli ar fi introdus pauza aia după masa de prânz. Deci, cine a inventat siesta, ceva a avut în cap. În prezent, până și specialiștii în afecțiuni gastrointestinale ne sfătuiesc să evităm activitatea fizică după masă, în special mișcările care necesită aplecare, pentru că efortul poate interfera cu procesul digestiv. Așa că lasă farfurile pe masă, nu te apleca să ridici jucăriile copilului de pe jos, ia 30 de minute de pauză, să-ți fie de folos. Eu sunt Laura și ești pe canalul Pacientul 2.0. Păi și dacă tot te relaxezi, ce mare efort este să te abonezi? Dai și share pe Facebook? Mă duioșezi. Gata.